Peste 150 de geografi din țară și din străinătate s-au reunit la București pentru conferința națională anuală a Societății de Geografie din România. Tema ediției de anul acesta a evenimentului este România, Natură, Societate, Educație. De la conferință nu au lipsit invitați din Corea de Sud, Bulgaria sau Republica Moldova. Este o conferință care este organizată pentru un număr de 4.000 de geografi din țara asta, reprezentați prin acest for. Care este Societatea de Geografie din România, societate înființată în 1875. Conferințe reinițiate de către fostul nostru președinte, profesorul Mihai Elenici, în prima parte a acestui mileniu. Tradiția noastră, de la 1875, iată, 142 de ani, este aureolată în fiecare an prin activități frumoase, științifice și practice organizate de societatea de geografie. Participanții reuniți în clădirea Facultății de Geografie au asistat la comunicări în plen și pe secțiuni precum geografia fizică și regională, geografie umană, geografia mediului și didactica geografiei. Am aflat de natura din România de parcurile naționale foarte bine conservate, iar de român nu pot să spun decât că sunt un popor cald și ospitalier. Happy to be. Sunt foarte bucuros să fiu aici la conferința anuală de geografie pentru un schimb de experiență și pentru continuarea unei colaborări fructuoase și pe viitor. Vrem să luăm din experiența românească pentru a forma societatea de geografie în Republica Moldova și ne interesează atât din punct de vedere științific, organiz organizațional. Sâmbătă și duminică participanții vor lua parte la o aplicație de teren în Bulgaria, inclusiv pe țărmul Mării Negre.